Salut tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din GTA 5.5M. Suntem aici pe Mystic Roleplay, suntem alături de Manevră. Salut. Ce zici, mă, Cocoș? Uite, foarte bine. Da, aici la căldurice. Episodul acesta vom face cursă între Mărțișor și Batman. Ca să vă faceți o mică idee cum merge mașinuța asta, Manevră, dă-i, nu vreau cu viteză. Faci dreapta, dreapta, dreapta și intri înapoi în parcarea asta pe unde nu ai voie, gen, știi? Deci, am dat și eu o mică tură cu mașina. Și e nebunie totală, doar că nu prea frânează. Dar în rest avea 130 acum în drift. Cât plecase acolo puțin, nu știu ce șanse o să am eu la cursă decât să-mi dea îmi dai avantaj de 10 secunde. Da. Bine, nu 10, că e prea mult. Am dat acolo un avantaj așa micuț. Și este o chestie nouă adăugată pe server acum. Dacă apăsați voi virgulă, vă deblochează mouse-ul așa frumos și puteți să faceți ce vreți voi. Și dacă vă duceți aici, aveți Battle Pass. Și bum! Și din câte văd eu aici, un tire înseamnă, habar n-am ce înseamnă, dar hai să cumpărăm tire. E sigur că vreți? Da, vreau să cumpăr tire. Bum! Ce mișto, mi-a apărut pe ecran Tire 1. Și mi-a deblocat aici, mi-a dat 1.000.000. Uite, Tire 1. Și ce-s astea? Am 24 de V-Bucks. Hai să cumpăr, le cumpăr pe toate? Sau câte pot să cumpăr? Bagă-le pe toate. Bam, ai primit 3 chei Eco. Oh, putem să mergem să deschidem un V-Bucks. E un Tire, cred. Stai că trebuie să Fortnite, tu ești. Cred că un V-Bucks de la înseamnă un tire, nu? Am idee. Că văd că se consumă unul, că nu... Ce e aici? Mașină? Ce e asta? Wow, câte tire-uri... Fii atent, e o mașină. Văzusem o mașină la un tire. La tire 15 e o mașină. Mașină cu telecomandă la tire 9. Băiatul meu, dă-i. Da, dă-i. Avem de cumpărat acolo. Mi-a dat o țintă. Fii atent, dacă mai cumpăr un tire, îmi dă VIP. Așa. Da, mă, uite, am făcut scrie la numele meu VIP. Da, apropiat. De fapt, am ascuns. Da, nu cred. Activează-ți aia. Da, scrie VIP. O, ce frumos, bam, bam. Uite, îți scrie și ce tire ai, 5. Și e mișto că poți să-ți ascunzi numele și astea. Bun, haideți să mergem să deschidem cutiuțele alea acolo și după mergem să facem cursa mult așteptată. Bine, cursa mult așteptată, e cam evident cine va pierde, Manevră. Dar să-i dăm și lui o șansă, zic. Bun, tot în față, mergem la spawn. Cred că puțin mai în față, nu aici, nu mai puțin în față. Și avem noi aici, bun, facem așa. Și facem aici așa. Bam, ia, blocăm mașina ca să nu se întâmple peripeții pe aici. Și hai să mergem, hai să mergem să deschidem noi acolo. Până una alta, cred că când deschid acolo, mamă, cine e uguaga ăsta? Bă, am văzut ceva super erou, cred că e chemat în... Ok. nu mă bag, nu-i treaba mea. Hai să vedem, poate ne dă și nouă niște bănuți să ne cumpărăm. Ce? Mi-a dat 10.000 Manevră. O bune? Da, mi-a dat 10.000. Dă, mă, 500.000 și maxim îți dă 5 milioane. Nu putea să-mi dă și mie vreo 3-4, știi ce zic? Era destul de util. Ia să vedem noi aici la Battle Pass ăsta ce mai zice. Și de acum ci că costă diferit. Ia, atunci era câte un de la acum. Am primit 2 kg în inventar. Da, tot unul. Tire 7. Hai să ajungem la 9. Vreau neapărat să văd care-i treaba cu mașința aia. 2 poțiuni de săritură. Fii atent, cred că am extra geam de la, nu? Ceva. De ce tipul ăla are un cap de cal pe el? Nu mă întreba că îl... Am primit 2.500.000 și acum ăsta mult așteptat. Tire 9 ne dă mașină teleghidată.
Și la Tier 15 e o mașină, pare ceva, un muscle car. Bine, a, așa pare și aia. E pusă default. A, ia fi atent. Aici un tier cu 1 milion. O să cumperi, cred. Sau habar n-am. Aici 2 milioane. Da, și le crește prețul, ok. Haide, manevrăm. Haide. Armageddon dănuț. Omul ăla am citit și eu. Hai repede, că nu vreau să fiu întrebat ce faceți, ce d-alea. Scoate, bam, ieși din mașină, mâini e sus, nu vreau d-alea să aud. Da, nu cred că fac ăștia așa. Cu spatele ce zici? Merge? Facem ce cursă? Opa! Bă, cât e noapte în joc, eu zic să ne cazăm undeva frumos. O, fii atent. Aici, l-am aici pe văruțul, uite, lasă mașina aici. Pe văruțul la hotel aici. Și mergem la văruțul până vine dimineața, știi ce zic? Hai da, că da, da, ne auzim pe dimineață, dacă este. Gata, văruțul s-a făcut aici și zi, mașinile cum le-am lăsat noi frumos. Ești gata de cursă, ai mâncat tot ceiuțul, cafeaua? Haide. Totul în regulă. Ce-am mai făcut un alta până a trecut noaptea la Văruțu, acolo am mai făcut niște tire-uri, mai avem unul de făcut și deblocăm mașina. Nu știu exact ce mașină, dar... Opa, stai mă pe șosea, mă. După ce vom face cursa, o să vedem exact ce ne dă. Mă, cred că am putea să... De fapt, pe unde vrei să facem? Hai de la poliție încolo. Da, exact, genial, hai să facem cursă de la poliție încolo, vină după mine. Nu, autostrada de la poliție. De lasă că aia ta e zgomotoasă și să nu se audă. Hai. Să nu răsune pe la aia, să zic că, mamă, care faceți curse, mă, bam. Broscuță, ia du-te, mașină, echipaj, haide. Frumos. Bine, asta în caz de cheamă pe unul broscuță pe acolo, deși mă îndoiesc. Hai de manevră, nu te ții cu tigaia aia! E să nu decolez. E să nu scadă roțile. Uite, și o luăm frumos pe aici. Și ieșim direct pe autostradă, știi? Bine, vino așa că nu zice nimeni. Sau cred că era bună strada aia. Da, e ok și pe aici. Se învârte mașina ta, de fapt, la câtă putere are, cred că se învârte cu totul. A mea doar spatele așa puțin ce ți-e dă. Țic. Ia uite, ia bun. Hai să-i dăm. Îi dai cu spatele și eu fac cu fața? Nu, că prinde doar 70 cu spatele. O să facem o nefăcută, ieșim pe contrasens urât, dar sărim imediat. Nici nu are timp să ne vadă cineva. Și uite, sărim aici așa, jup, bam. Uite, eu zic să-i dăm cât e tronsonul ăsta, că nu are rost mai mult. Hai bine. Păi dai mai în spate, dai așa cu spatele, jup, jup. Și dacă vezi ceva, te oprești, nu știu, încremenești. Mă, o, stai ușor. Opa. Nu-i prea stabilă, mă. Și tu pune-te cu spatele, gen. Cam aici, aici. Pune-te cu spatele, te rog. Păi am doar 70 cu spatele. Doar 70? Maxim, fa, păi și oricum, da, cred că până prin 70 tot mă depășești. Dă-i tu startul când vrei, manevră. 3, 2, 1, start. Ce să faci, mă, ce să faci, că... Atât. Ce cursă, hai, dă-i cu fața. Îți dau avantaj de 10 secunde? Nu, că fii atent, până la benzinărie, trebuie să ajungem. Benzinăria de aici, din față, da? Da, da, da. Și îmi dai avantaj... Eu mă pun aici. 3 secunde numărate. Uite ce eu mă pun. Te pui acolo, da? Și îți mai dau 3 secunde. Și dai și 3 secunde. Bine, eu accept, da. Ți-aprobă. Hai, dă tu start. 3, 2, 1, start. 1, 2, 3, 4, ți-am dat 5 secunde. Mi-ai dat 3 pe ceas, ca să știi. Până la benzinerie, da? Da. Adios, muchachos, am câștigat. Dacă îmi dădeai 2 secunde în loc de 3, apropo, mi-ai dat 3 pe ceas, nu 4. Da. Dacă îmi dădeai 2 pe ceas, mă depășeai. Că ai venit exact când eu am făcut dreapta, tu erai în spatele meu și te-ai dus pe muntele ăla.
Deci mi-ai dat și cred că vreo 100 de metri și 3 secunde. Și tot am ajuns amândoi în același timp aproape. Da. E jale, mă, băiatule. Bine, eu nu am luat-o să concurez cu Batman. Dă și mie să mă plimb puțin cu mașina, că... Ia, învârte-te să vezi cum se învârte. Salivez adică... pe aici. Deci fuge asta, mă, băieți. Bă, dar ce ai făcut, mă? Ai făcut ceva la... la eleronul ăsta. Ce-o fi el, de să hâțnă. Ia stai să văd aici. Ai vreo șurubelință? Vezi până spate pe acolo, dar pe față, pardon. Da, așa să băgăm mâna pe aici să vedem dacă avem vreo șurubelință. Gata, mă, băiat, e ca nouă mașina auto aia. Frumos, nu se mai hâțână nimic ia pe ea. Puțin, hai să mergem acum, că mira să nu sară de la viteză. 33 de kilometri ai cu mașina, mm-hmm. Frumos. Mamă, acum văd ce număr are, 0001. Eu nu știu ce număr de matriculare am pe mașina aia. IS-07037. Cine știe? Ce curză să faci, mă, băiatule, că până prind eu 200 asta are 3. N-ai ce cursă, uite, este foarte rapidă mașina asta. 340, 350, 370, zboară. Așa vine, 370, zboară, înapoi șosea, 360, 70, 80. Ce fuge mașina. E foarte stabilă. 400 e aproape. Da, și este și stabilă. Adică poți să virezi cu 300 la oră, poți să virezi. Mi se pare destul de wow. Cred că am ajuns pe partea orașului, manu. Pe autostradă. Da, mă, păi mașină, frate. V12, ce are asta? N-am idee ce are pe aia, după da, sunetul ăsta? Ori V12, ori V10, una din astea două. V12 e puțin mai dronă. Da, mai pitigăiat. Da, oricum, fuge mașina de... Îmi place cum se învârte. Ești adică... tot acolo? Păi nu, sunt pe undeva, pe la, nu știu. Pe autostradă? La măcelărie. Unde ești, mă, băiatu? Da, așa, bă, hai, ești departe de benzineria aia? Da, sunt la spălătorie. Spălătoria aia care merge sau? Care merge. Cum ai ajuns la acolo? Pe autostradă și-am făcut. Poșa repede. Da. Da, așa că îi dau și eu atunci, aici. Mie să nu-ți intru cu mașina pe undeva. Nu, că nu se strică, poți să o dai de tot. Că nu, se strică, dai fără frică ca și cum. Dar n-ai cum să mergi cu asta frumos, mă, ești de un țare peste... Uuuu, i-am cam tras la mașină. Am găsit un stâlp rupt. Hai, l-ai găsit, mă? Mă, mi-ai lovit mașina! Bine, și eu ți-am lovit. Dar nu se cunoaște. Nu, asta nu mi se pare de la o mașină de oraș, mă, parcă prea rapidă, ce faci cu atâta viteză? Nu faci numai probleme, ba intri în cineva, ba da, te ia poliția, ba nu știu ce. Da, dacă vrei să fugi de cineva... Hai da, dar dacă ești în banca ta, de ce să fugi? Da. Haide că nu mai vreau, că mă trage spre necaz mașina asta. Necaz? Da, mă trage groaznic spre necaz. Eu. Uite ce am făcut. Mamă, era să oh, să le oprești jaful la băieți. A, că nici nu trage în tine, Păi de ce a tras? Era să-i dau daune la mașină, nimeni fără să vreau. M-ai văzut? Da. Nu se strică, zic eu sigur. Da, mă, dar e posibil să mă stric eu dacă începe să tragă băiatul mine, știi ce zic? Bă, nu putem să mutăm mașina asta, că am văzut-o după dimineață pe aici. Ba da, mă, eu ce mișto, e smurdul. Mamă, vrei să-l sperii pe băiatul ăla? Am sirene! Ia degei, fac! Stai că mă pun prin spate. Se aude? Da. Cum fac să rămână motorul pornit la mașină?
Nu, nu poți. Dar nu-i mașina mea. Vino cu ea. Vino cu ea în față. Hai, ai și corva, iese corva, iese corva. Am tăiat-o. Fug. Stai, 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 fug ăștia, fug, fuge, fuge, fuge. Cum o să fugă? Fuge, mă, n-auzi ăla corva, fuge. Unde ai fugit? S-a dus pe unde te-ai dus tu. S-a dus pe unde te-ai dus tu. S-a ascunde după pereți. Uite, du-te în stânga să-l vezi. Bă. Ce fuge, mă. Uite, acum, acum vine în fața, vine în fața astea. Pa, mare mașina blocată. Voiam să o fur. Stai, stai, stai. Uite, a intrat în ăsta. L-am văzut, l-am văzut. Își ia mașina și fuge cu mașina, fuge cu mașina. Păi și ce să-i fac? Am trecut așa ca și cum... și ce? Cine-i, mă? Eu smur de ce treaba. Bă, dar jefuia pe cineva, oare băiatul ăla mai acolo? Nu știu, a fugit ăla parc, sau nu știu unde s-a dus. Să nu fie lat prin magazin pe undeva, am dus să văd. Le găsesc acolo, bătă și ea. Ia. Hello? Poate l-a băgat aici, în spate. Nu e, nu e, nu e nimeni. Am zis că cine știe ce a făcut vagabondul. Bă, dar unde l-a făcut dispărut pe băiatul ăla totuși? Mamă, ce frumoase sunt iconițele astea. Bă, ăsta cât costă? Ce? Bă, l-am cam cumpărat. Zici? Am venit să văd, domn, dacă e bine și am cumpărat magazin, nu ce să fac. Haide. A murit proprietarul, bă. Ce? A murit proprietarul. Mamă, bă, dacă ăla era... Și l-o fi pus să vândă. Nu bă, știu. Dar ce-i cu ăsta de cola, eu nu înțeleg aici. Păi, se prevăgătea să vândă aparatele din magazin. Da, cred că le-au scos la vânzare. Proprietar, păi, da. Bubuțu. Hai să-l băgăm înapoi. Ce au făcut? Din aici. Bă, nu mai am apă, stai puțin că am leșinat, nu mai am apă. M-am deshidratat. Bere, Timișoreana, un box. Dă-i unul. Inventory full. Da, da, da. Stai că am foarte multe poțiune de viteză. Am bombonici, gata. Ia să vedem noi. Să vedem noi care-i treaba cu mașina asta. Sau de fapt, nu. Episodul următor o să ne jucăm cu ea. Episodul ăsta lăsăm și noi aici. Am cumpărat și magazin, am făcut și cursă, ne-am și plimbat cu mașinuța. Tire, lasă. Episodul următor, deblocăm Tire 15, să vedem ce mașină ne deblochează acolo, ce primim. Și ne vom juca și cu mașinuța pe telecomandă. Ai înlemnit? Ce ai făcut? Ce? Ai înlemnit? Am zis că e înlemnit, nu știu. Noi ne vedem data viitoare. Nu uitați să apăsați acolo butonul și de like. Și vă așteptăm pe server. Aveți IP, Discord în descriere. Pe data viitoare, pa, pa.